Timp de un an, Spitalul Județean de Urgență Ploiești se va transforma într-un șantier. Consiliul Județean a alocat fondurile necesare reabilitării clădirii, iar lucrările vor fi demarate în scurt timp. Am finalizat procedura de achiziție publică și am desemnat câștigătorul și contractul pentru reabilitare capitală Spitalul Județean. Lucrările vor începe, va fi creat un mic deranj pe această temă. Este vorba de o lucrare de 15 milioane de lei, finanțată din bugetul Consiliului Județean. Toate secțiile intră în acest program de reabilitare care presupune înlocuire pardoseală, înlocuire uși, înlocuire tâmplărie, schimbat gresie, faianță, zugrăvit. Urmează ca reprezentanții Consiliului Județean să predea amplasamentul constructorului. Vom începe de sus, de la etajele superioare către etajele inferioare. Sperăm să ne descurcăm și pacienții să nu simtă vreun inconvenient. Spitalul Județean de Urgență din Ploiești este cea mai mare și cea mai importantă unitate medicală din județul Prahova, aici fiind spitalizate anual peste 50.000 de persoane.